Șeful procuraturii din Hâncești a ieșit din izolator în care a stat aproape 3 zile. Maxim Gropa a fost sub control judiciar pe un termen de 30 de zile, deși procurorii au cerut arest la domiciliu. Acest lucru înseamnă că se poate deplasa oriunde pe teritoriul țării. El este cercetat pentru îmbogățire ilicită și falsă în declarația de avere. Ședința de judecată a fost programată la ora 10, în biroul judecătorului Sergiu Ciobanu. Maxim Gropa a refuzat să se prezinte în fața instanței și a solicitat examinarea în lipsa sa. De ce astăzi nu s-a prezentat în ședință? Păi nu s-a prezentat pentru că ține la imaginea instituțională a procuratorii. Mai mult decât atât, avocatul susține că Gropa pledează nevinovat și ar dispune de suficiente probe și argumente pentru a demonstra acest lucru. Este nevinovat. Noi suntem siguri că procurorii cu mare atenție și ca niște observatori imparțiali vor clarifica și vor ajunge la concluzia care până când de moment nu coincide cu concluzia noastră. Astăzi procurorii au prezentat probe. Da, sigur. Acum 2 zile, procurorul șef al procuraturii Hâncești, Maxim Gropa, a fost reținut pentru 72 de ore în dosarul în care s-a cercetat pentru îmbogățire ilicită și fals în declarația de avere. A înaintat demers prin aplicarea măsurii preventive sub formă de arest la domiciliu cu aplicarea brățării electronice în vederea monitorizării acestuia și neadmiterea anumitor acțiuni în ingerința efectorilor mării penale. Mai mult s-a solicitat ca măsura preventivă să fie executată pe adresa de domiciliu în care dumnealui a indicat-o pe întreaga perioadă de pune declarațiilor. Procurorul de caz Petru Iarmaliuc a solicitat aplicarea măsurii preventive de arest la domiciliu și a argumentat demersul. Judecătorul de instrucție Sergiu Ciobanu a admis parțial demersul procurorului și l-a plasat pe Maxim Gropa sub control judiciar pe un termen de 30 de zile. Procurorul a declarat că luni la prima oră va contesta încheierea la Curtea de Apel. Procurorii anticorupție au efectuat 7 percheziții acasă la Maxim Gropa, imobilul cu 2 nivele fiind înregistrat pe numele tatălui său și neinclus în declarația de avere. Percheziții s-au făcut și la 2 apartamente deținute de procuror, biroul de serviciu și 2 automobile, printre care unul înregistrat pe numele lui Gropa și utilizat de soția acestuia, iar altul înregistrat pe numele tatălui procurorului și utilizat de însăși Maxim Gropa. În declarația de avere depusă în 2020, Gropa a indicat că deține o pătrime dintr-un apartament și o mașină pe care a cumpărat-o în 2010 cu 3.000 de lei. În 2021, el a fost desemnat de Consiliul Superior al Procurorilor în funcția de procuror șef la Procuratura Hâncești.